Inițial, primarul a propus 40.000 de lei, însă unul dintre consilierii PDL s-a opus. Edilul spune că așa evită mita electorală și transportul votanților cu autobuzele. Ideea a venit de la concetățenii mei, care m-au rugat, fiind acum și arbitru într-un fel în lupta electorală, să găsesc soluții să nu mai apară nici mizerii, cum apar de regulă în toate campaniile electorale, nici oameni care să le bată toată ziua în poartă să-i scoată la vot, nici să-i care cu mașinile să se dea cap în cap în campanie. În ziua alegerilor locale, cei mai câștigați electori din România pot fi cei din Turceni. Un singur consilier s-a împotrivit, este vorba despre fostul primar al orașului. M-am opus fiindcă am considerat că asta este un mod vădit de a mitui electoratul cu banii contribuabililor. Consider că se putea face mult mai alte lucruri cu banii. Ce anume s-ar fi putut face cu banii? S-ar fi putut pietrui un drum de tarlat, s-ar fi putut asfalta o uliță. Nici localnicii nu sunt așa de încântați de tombola electorală. Nu este bine, vrea să cumpere voturile oamenilor. Nu face nimic în Turceniu ăsta. De 3 ani n-a făcut nimic. Vopsește și acum ăștia să bată la ochi. V-a simțit obligată să votați pe cineva anume dacă organizați o tombolă? Păi da, sigur că da, odată ce organizează tombolă și asta, sigur că ești obligat să votezi, să se pune condiții. Consilierul PDL, care este și lider de sindicat la Complexul Energetic Turceni, susține că în acest fel prezența la urne va fi de peste 90%. Prefectura Gorj a aflat de această decizie a aleșilor din Turceni și a cerut documentația pentru a verifica legalitatea hotărârii.